Armata americană a doborât balonul chinezesc suspect de spionaj. Autoritățile au luat decizia după ce balonul a survolat mai multe zone militare sensibile pentru Pentagon. Balonul a fost doborât deasupra Oceanului Atlantic, în largul coastei statului Carolina de Nord, pentru a nu pune în pericol oamenii aflați la sol. Președintele Biden și-a dat acordul pentru doborârea balonului. On Wednesday, when I was briefed on the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. They decided, without doing damage to anyone on the ground, they decided that the best time to do that was as it got over water outside within 12-mile limit. They successfully took it down. Mai multe curse aeriene au fost întârziate din cauza operațiunii armatei americane. Balonul spion a ridicat nivelul tensiunii dintre Statele Unite și China. Secretarul de stat american Antony Blinken și-a amânat abrupt mult așteptata vizită diplomatică în China pe motiv că incidentul a creat condițiile care subminează scopul călătoriei. Experții americani spun că strategia Chinei a fost clară de la început. China could have used potentially any other technology, such as satellite technology, to spy on the U.S., but it was certainly trying to make a statement and test the water and see how the U.S. would respond to this.